Salutare! E ora 7:30 și n-a început încă nebunia. Nu e nici căldura aia mare. Salut! Nu e nici agitație în București, dar fugim de zăpușeala asta. Merg la garaj să scot mașina și gata, plecăm din București. Și acum la încărcat bagaje. Laptopul, hainele copiilor, încălțăminte, bagaj plin. Și pentru că plecăm mai multe zile, am luat și jinșirele cu noi. Avem unde să le ținem acolo. Ne trebuie condiții speciale la transport. Mergem la 16-17 grade. Lor le trebuie multă răcoare. Dar suntem toți gata de drum. Pornim! Pentru o zi de sâmbătă, pentru un weekend, e destul de puțină lume. Noi eram obișnuiți, în mod normal, în lunile de vară, pe aici să găsim mult mai aglomerat. Dar sunt ceva mașini. Și în Călimănești și la Cozia, să vedem că urmează mănăstirea. Văd că, uite, e lume și la piscina. Uite și la mănăstire. Este lume. E plin de mașini. Nu ca în alți ani, dar se simte că au început să vină turiștii și aici, în Călimănești, Căciulata și zona Mănăstirii Cozia. Ce peisaje prin zonele astea! Minunat! Așa începe o vacanță faină! Cu imaginea asta. Am trecut Carpații, am ieșit de pe Valea Oltului și ne apropiem de destinație. Am intrat în județul Sibiu deja și localitatea Tălmaciu. Intrăm în Tălmaciu City. Un loc care nouă ne place foarte, foarte mult. Ia uite, și primii strop de ploaie. Gata cu canicula. Aici nu mai există canicula. Și am ajuns. Punct final al destinației noastre. Liniște, aer curat. Superb. De aici, în următoarele zile, putem să plecăm în județ, pe o rază de 50-100 de kilometri, în foarte multe locuri faine. Mărginimea Sibiului, orașul Sibiu. Tot ce înseamnă destinații turistice, uitați, munții sunt acolo în spate, ne așteaptă și acolo, și acolo, peste tot, stânga, dreapta, te uiți, munte și un aer minunat și oameni faini aici. Abia aștept zilele care urmează. Bună, bună! Ce sunt, bivolițe? Bivolițe, și ce frumoasă și grasă! Cea mai frumoasă brânză o dau, nu? Și lapte! Și... laptele și brânza fără colesterol. Perfect! Sănătate multă! De ele că să duc. Sănătate multă! Cu toate cele bune, mergeți cu bine și cu grijă. Am luat masa, cum s-ar spune. Așa că o să ne jucăm în perioada următoare. Bucuria copiilor. Și a noastră, bineînțeles. Ping-pong și sunet de cocoși care cântă. Zi liberă și e prilej să ne întâlnim cu finii, cu verișorii.
și clar, pe vremea asta, merge un ping-pong. Încercăm zilnic să-l jucăm. Și de copii... Și în dreapta Făgărașul. Minunatul Făgăraș. Tocmai ne-am întors de la București pentru încă o scurtă vacanță și mă gândesc că dacă e vreo bucurie în toată această perioadă cu restricții și cu vacanțe scurtate, cu incertitudini, este faptul că românii încep să redescopere locurile de la noi și trebuie să învățăm să ne bucurăm și de ce oferă România și cred că e foarte important în același timp și cei din domeniul Horeca, patronii de afaceri din domeniul Horeca și din industria hotelieră, să învețe ceva din toată această poveste și noi trebuie să învățăm ce să pretindem. Recunosc că îmi place tare mult să merg în vacanță în străinătate și nu neapărat pentru locuri, cât și pentru servicii, pentru calitatea serviciilor, dar mă gândesc că în timp și mai ales poate după perioada asta de pandemie, vom învăța cu toții, noi românii, și în privința turismului de aici, de la noi. Și sper eu că vom avea servicii mai bune, pentru că, slavă Domnului, locuri minunate avem. Este amplificată și de faptul că pentru câteva zile prietenii de la BMW România ne-au pus la dispoziție această cabrioletă, o mașină tare fâșneață și mă bucură foarte mult faptul că, uite, pot să mă bucur de locurile astea dintr-o mașină cabrio. Este, cum spun chiar ei în slogan, plăcerea condusului. Cu adevărat, plăcerea condusului în momentul în care plafon ți-e doar cerul ăsta minunat și în condițiile în care poți ajunge repede dintr-un loc sau altul cu astfel de mașină, care este o încântare pentru mine și familia mea. Așa că mulțumesc, BMW România! De panorama asta către munte și toată verdeața asta. La păstrăvărie. Mai proaspăt de atât nu cred că e păstrăv și e plină țara de astfel de locuri. Aici suntem chiar la poalele Făgărașului. E acolo, sus, norii îmbracă vârful și aici ai liniște și poți păstra distanțarea, pentru că locul este destul de spațios și uite, turiștii sunt la distanță unii de alții, la fel și la masă, nu este aglomerație, mesele oricum erau la distanță unele de altele, chiar și când nu era situația asta excepțională de pandemie. Important este că ne putem simți bine și în această vară.
cărța. Un loc surprinzător. Kerz. Eu mă bucur foarte mult că ajung în astfel de locuri. E un prilej să redescopăr România. Dacă mă surprinde ceva în astfel de locuri, este curățenia. După cum puteți vedea, este curat lună. Lună. Și nu e doar prima comună, am fost prin atâtea. E într-adevăr o atmosferă foarte primitoare. Adică ajungi în astfel de locuri cu inima deschisă și cu bucuria faptului că găsești locuri, într-adevăr, care nu arată cu nimic mai prejos decât în alte țări civilizate. Nu știu acum cât ține și de educație și de modul de organizare administrativă locală, cert este că e mai mare dragul să ajungi aici. Și pentru că tot ne-am cazat la All Inclusive, am luat All Inclusive, pachetul e aici. Am fost la piață, brânză, caș, carne și niște roșii pentru următoarea zi. Și tot așa, mergem în alt loc, alte produse, încercăm să mâncăm cât mai mult din partea locului. Ia uite. De unde e brânza? De la Avrig. De la Avrig, da? Scurei Avrig. La orice român ajungem și la grătar, la umbra mărului, ne ocupăm de mici. Și ca orice bronz serios de munte, trebuie să înceapă de luni dimineață. Mă rog, pe la prânz. Oricum am ales să venim aici într-o zi de luni, pentru că în weekend e mult mai aglomerat. Și din rațiuni de distanțare, e mult mai bine așa. Nu sunt mai mult de 20 de persoane, aerul e splendid, verdeață de jur împrejur și albastrul ăsta. De luni de zile așteptăm momentele astea. Am fost la mare, dar într-o perioadă în care nu te puteai îmbăia, apa era foarte rece. O să mai mergem la litoral, dar până atunci încercăm bronzul ăsta de munte și bălăceala de la munte. 2, 3, 5! Apă caldă, soare ceva mai blând și atmosferă bună. Opa, s-a găsit comoară în spatele grădinii. E încă dis de dimineață. Afară a început să plouă, dar suntem aici să culegem zmeura din spatele grădinii. Mai târziu o să-i provoc și pe copii, să vedem cine găsește cea mai faină zmeură de aici. E de lucru pentru că s-a făcut și anul ăsta și cred că soția o să facă și o prăjitură din ele, dar cel mai bine e să le mănânce așa. Da. Ne plac. Ne plac tare mult. Vă plac? Ia uite cum s-au ascuns ele aici. S-au ascuns, dar
nu vor avea nicio șansă. Nu e rău deloc la prima mână. Dar acolo mai e mult de cules. Sunt zile ceva mai călduroase și aici, dar cu un suc rece din zmeura din spate și cu biroul temporar acolo, parcă altfel trece zăpușeala. Ăsta e refugiul în care îmi place să stau. Și cam asta e atmosfera. Încercăm să facem față unei veri și unui an foarte ciudat. După ce am avut toată perioada de stare de urgență, acum încercăm să ne izolăm și să ne ferim de aglomerație, de lume multă. E o vară atipică și trebuie să ne adaptăm. Suntem și cu copiii și atunci trebuie să fim mult mai atenți. Vara continuă.